Ulu, să moară vecinii mei dacă nu-ți să fac infart. Ulu! Băi, ești prost la cap? Ulu, să moară vecinii mei, Doamne, apără-mă și păzește-mă de... Ulu, du-te dracu de aici! Nu! Salutare, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu. Eu sunt Nos, după cum bine știți, iar astăzi mai venim cu o reacție de-aia horror tare rău de tot. Astăzi îl avem pe domnul King Frostmare. Ce vom vedea la el? Vom vedea în minutele ce urmează, așa că nu uita să te duci la el pe canal dacă îți plac astfel de filmulețe, de clipuri, de videouri. Și știi ce ai de făcut? Pasă pe butonul ăla de like, altfel nu se poate. Și subscribe dacă nu ești abonat. Hai să vedem despre ce e vorba. The following video was found on the profile of Ashley Haight. It is stated that the security camera captured something really odd that evening. Ashley's husband was alone at home at the time of the recording and decided to close the blinds for the rest of the night. He slightly pushes the Wyze camera out of the way to lower the blinds. But for some reason, there seemed to be another person with him. Deci să vă spun pe scurt așa, a vrut să tragă jaluzelele și în acel moment s-a întâmplat ceva. Ce? Nu știu, vedem acum. Ulu! Ce-ai făcut, bobiță? Bă, ăsta deja e, deja e, chiar e fantom, adică se vede că e o umbră, pur și simplu, asta înseamnă toată intensitate. What exactly it was, however? There was no child at home at that time, which is why no. We believe this to be a spirit. Dar n-are cum să fie un copil, că se vede clar că e o umbră. Ulu, ce faci de domnișor acolo? Ce ai mâncat, faci cura? Bă, ești prost! Ce e aia, mă? Mai e vreo jucărie? Ceva? Ce e? Nu cred așa ceva, nu? Deci nu, refuz să cred așa ceva. Unde să mă uit? Transparent person is walking in front of the camera. Very odd indeed. The man showed the footage to the priest after, who believed this to be an angel, perhaps, who was visiting that day. Could this be? Sau un fel de perdea. Știți că aici, pe canalul ăsta, noi dezlușim și minciunile, adică nu facem doar caterincă. Când nu e, nu e, gata. Nu poți să mă păcălești. The next one is a really unusual video. It was sent to me by Sandy. And the story goes that it was recorded by a baby monitor in a home in the United States. The father noticed that something didn't seem right with this recording and shared it on Facebook in hopes no, to find answers. No. I'm a very skeptical person. However, I don't know how to explain this. Our son woke up in the middle of the night and he has a stuffed animal in his baby bed.
What struck me at first was how cold it was in the room. The monitor showed only 18 degrees Celsius. We never keep the house below 21 degrees, however. Then I noticed the following. Hai mă, pleacă de aici, n-ai cum așa ceva. For whatever reason, we noticed that the teddy bear seemed to be moving. But how is that possible? Was a ghost perhaps moving it? Hence the steep drop in temperature. The family believes that something otherworldly must have been at play here. Could this be? Da, e. Dar pe bebelușul parcă avea ochii deschiși. Ce e, mă, cu bățul? Ce-a luat bățul după el? Ce e? Unde? There's something on the ground. E ceva pe jos. Ulu, să moară vecinii mei dacă nu se fac infart. Mamă. Despre asta vorbesc. Asta mă face să continui, bă. Cuțitele astea în inimă. Iulu, bine, nici nu știu ce era, dar m-am speriat pur și simplu. Cred că și ei s-au speriat la fel ca mine. Great grandfather. Deci, a auzit o lovitură puternică. Venea din bucătărie. Hello? S-a mutat scaunul, băi! But it got worse. Okay, I was just hearing some scary noises coming from the entrance and it happened. I'm out here in my living room again, which is right by where that chair moved the other night. And I don't know, there's just been like scary going on around that. Hello! It was the first time for him to capture an actual shadow being. He believes that this could have been his great-grandfather. Is that possible? Alex believes that the spirit might want him to find something specific with those keys. Tatai! A wild story for sure. Many people believe, though, that dark shadow beings never intend for friendly visits. Mario's burden. Now we want to look at a recent recording from Mario Lara, who became quite famous this year due to his haunted piñata, which he had hanging in his party store for several months. Lately, paranormal activity has also started to unfold in their apartment, however. If you remember, a few weeks ago, they captured the spirit of a child, making it up the stairs and just standing there in the living room. Creepy. Bă, nu se vede corpul, de-aia se vede... Dă seama că dacă s-ar fi întâmplat lucrul ăla, fata aia nu mai e om pentru toată viața. This recording has been shared by Kelsey Miller. The young mother, her husband and a family friend were out this day and they were picking up some supplies for their house. Hey!
Băi, ești prost la cap. Something unseen seemed to have attacked their little daughter. Mamă, eu nebuneam. She's being pushed towards the ground. Her mother confronts her daughter about what had happened the following day. Mă. A ghost came and hurt you? Uh-huh. You know me, I'm aided at that. Why did you hurt your leg? My ghost didn't hurt me and me and his boom boom me and out and you boom boom me. She states that a ghost man was responsible for this. Doamne, nici nu vreau să mă gândesc, eu turbam, deci turbam, nebuneam cu capul. Event. How terrifying. But the mother states that she wants to keep an eye open from now on for more of these paranormal and potentially dangerous happenings. Mamă, deci totul, totul până la copii, frate. În colț? Cine e în colț? Franklin J has sent the next video. It is one of these really bone-chilling ones from Asia. The story goes that the two women were recording a video for school. It was a rehearsal. And they were discussing this subject for class. A few minutes in, however, they get interrupted by a voice that seemed to be stemming from the living room next door. Then one of the friends goes checking. Can't find anything though. So they decide to look again together. Ulu, să moară vecinii mei, Doamne, apără-mă și păzește-mă, dă-ți... Ulu, du-te, dracu, de aici! Mamă, ce mi-a făcut asta, mâncava și gura voastră, dacă nu o să, o să visez ură la noapte! Doamne, Doamne, ce-a putut să-mi facă asta, mâncava și gura voastră. Nu mai vreau să văd odată cum a venit. Deci în sinea mea m-am speriat și acum, a doua oară, m-a tremurat ceva, chiar dacă știam ce se întâmplă, m-a tremurat ceva. Într-adevăr, eu mai mult ca sigur este o făcătură, dar a fost bună, a fost bună. Mamă, ce m-a speriat asta, ultima asta. The attic reveals nothing but darkness. But still, they climbed the ladder. Deci dacă mai vine ceva, fac infart. La clipul ăsta fac infart dacă mai vine ceva atât de nasol. After hearing strange sounds from one corner, they captured this. Molu, nu mai vreau să mai mult, gata, nu mai vreau să mai mult. Agame și picioarele să-mi bag. Tă. Oricum n-am înțeles ce-a fost asta. Doamne. Da, frumoasă ești. Da, bă, ești că ești venită din purgatoriu. Ăsta a fost un clip cu adevărat intens. Da. Trebuie să recunosc că m-am speriat de câteva ori. Așa că, la clipul ăsta, dacă ai dat de like de la început, ai știut tu ceva. Dacă n-ai dat like și ai ajuns aici, apasă la butonul de like. Apasă și butonul de subscribe ca să mai facem astfel de reacții.
V-am pupat și ne vedem data viitoare. Ciaules! Ulu, să moară vecinii mei dacă nu să fac infart. Ulu! Bă, ești prost la cap. Ulu, să moară vecinii mei, Doamne, apără-mă și păzește-mă de... Ulu, du-te, dracu, de aici. Nu!